Salutare lumea și bine v-am regăsit la un episod din GTA 4 împreună cu Andrei Pătru. Care este din Craiova? Așa, Salut! el e bossul boșilor. Ultima oară am făcut misiunea, oh, jacuzzi, lol. Hai, fac așa, mă zic curu, că mă mâncă curu. Așa, ultima oară l-am omorât pe ăla carne cu Rocco, care ne-a pus-o, cum dacă îl cheamă, Ricky Rocco. Așa. Și mamă, ce dragi acum? Ce dragi acum am băut, acum beau un, ce beau acum? Un băr. Master Energy. Nu, beau un băr care e cu curse, are de asta, adică o să fac E o mai curse. puternic ca Master Energy. Da, să știi că bă, cât nervi mamă, acum vine să spar totul. Așa, iartă-mă, dar am scuze. Dar uite, e de pe bou asta cu zici. Bă, tu timp, bă, a murit. Asta focalizăm. Focalizăm pe harta unde la Francis. Hai la Francis McCreary. Așa, deci ultima oară nu știu ce am mai făcut. Știu că am urcat de la bloc, l-am fugărit tot. Așa, și oh my Ai god, rămas ia. Ce, zi. la partea cu scările de te-ai blocat și ai murit. Da, pe nu știam, frate, nu știam dacă e acolo, stai să sub. Pe McCreary, poate, Francis. E, nu pot acum, băga mi-aș piciorul să-mi bagă cutuță. M-am izbit și acum o secundă de poliție și gata, toată turma după mine. Hai să-l prinde pe ăla, hai să-l omorâm, hai să-l lăsăm. Între Francis și frate său, ce pe cine o să alegi la, când pe cine să mori? Să nu spui nimic. Nu mai da spoilere. Că tu știi, nu, eu nu, n-am dat niciodată spoiler și nici nu vreau. Pentru că dacă dau spoiler, hai că fac, s-ar putea uita lumea pe mine, dar am zis că mai bine, dacă fac eu, poate nu știu unii. Și chiar ce îmi place mie acum este că am vreo 15 comentarii la video și asta mă încântă, frate, și am vizualizări. Dar v-am zis că fac din plăcere, deci nu fac pentru Știu, că știu n-am. că de obicei când postai un clip aveai comentarii instantanee. Da, Acum. adică că toate eram așa, știi, când eram prin aprilie, nu aveam așa subscriber activ, știi, și bă, câteodată ziceam, bă, dar ce pula mea YouTube-ul ăsta, nu, da, am vis nici vizualizări, mai mult la vlog-uri și am zis, după aia, după ce am mai crescut, după ce am mai făcut și cu Mai, cu San Andreas, am început de la San Andreas, adică, de la Da, San Andreas să mai mă ridic așa, ușor, cu dar tăbușor. să știi că ești singurul YouTuber prin România care face și gameplay, face serii și mai postează și vloguri pe același canal, cred. Da, pe același canal. Și sincer, sunt și eu original. Nu că m-aș lăuda cu asta, dar sincer eu nu vreau să copiez pe nimeni acum sau. Și iar și Mai era aici. The Life in Raw, dar nu mi se pare gamer, dacă nu The știi. Life in Raw mi se pare cel mai bun vlogger din România. Adică, frate, chiar le are și cu thumbnail-urile alea, nu știu cum le face. Dacă aș fi avut show de asta, nici un om care i-ar face thumbnail-uri, I-am trimis un e-mail și a spus că s-a uitat la multe tutoriale în Photoshop, dar le e greu cu decupat, e greu cu decupatul. Ia să zic, de ce mai duci? De ce mă trezesc la Francis McCreary, tocmai la cascada Dunării? Mama asta zice, seamănă puțin cu Bucurobor aici. Dar de fapt tu nu știi. Dar seamănă cascada asta ce aici, cascada fântâna asta întârziană, seamănă mult cu aia din Bucur. Adică Oricum, dacă vrei să oarecum. știam ce am terminat GTA 4 Ia de 3 ori. și, ia și, că e. E casin. Și care treaba? Tell him I only sent you to kill one guy, so it ain't your fault. I wonder what he'll say. Maybe he'll let you walk on account of you being brain dead Mama, and stai totally mă fucking mentally retarded. Maybe he will. Either way, you're screwed. Să știi. E, cum se lipește de mine ăsta, bă, băiatul. mă face și de cam anii idiot. Idiot ești, idiot ești tu, bă. If there is a God and he loves us, if there is, he'd want this cunt dead. Nu știu misiunea. Heroin to kids. The world is full of bad people. But we've got a lot to lose. Poți să vorbesc acum? Nu, acum.
Manuț. How much? You know my price. Five. Five, tot timpul o spriț. I don't care. You bastard. Okay. Now the guy lives in an apartment on Denver between V and W. He's holed okay. up there pretty tight. I left a rifle for you in the trunk of a car at the corner of Albany and M. So go there, give me a call. Gim. Mancă Gim. Ei, mă rog. Bun, deci trebuie să-l asasinăm până acum, să se dă sunorul puțin mai tare la joc. A trebuit să-mi schimb și... asta undeva se cheamă... așa. Trebuie să-mi schimb și hainele. Așa acum poți să vorbești. Așa, bine. Așa, bossul boșilor. Eu acum am dezactivat radio că mă tâmpea. Nici aici nu mai poți să mai oprești, ca să l-am zis radio off, așa. Ăsta îți continuă, îți cânt tot ale lui, holala, muzică de aia, de țăran, de aia, de ciubani. Hai, mă. Și refer... zi. Zi tu că tu ești. Nu, mă, n-ai, în fapt, zi tu că nici nu mai știu ce mai spuneam. Mie mi se pare că controlul mașinilor și vehiculelor pe GTA 4 parcă s-ar da pe gheață față de GTA 4. Da. Și la GTA 5 a făcut cam o greșeală, a trebuit să fie exact ca GTA 4, adică nu se bulește mașina ca GTA 4. Eu știu, asta e un dezavantaj. Da, ca fiind și GTA 5 și peste GTA 4 ar trebui să facă ceva. Dar încă n-a zis nimic, că nu o să apară vreun crack sau vreun beta fix sau ceva de genul ăsta. Că atunci când te lovești cu mașina, parcă nu prea ți-a nimic, în GTA 4 îți ia ceva. Da, și te mai zbura și afară din ea. O, ce mașina de fițe! Mamă, ce mașină! Infernus? Nu, stai puțin. Nu, e una decapotabilă. Decapotabilă, de fapt, da, e una decapotabilă. Da. Felzer. 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 Mi-mi place Infernus, mașina mea preferată. Da, de fapt de Lamborghini tradus, dar nu înțeleg de ce ar nu pun numele mașinilor reale. De fapt, că e că știu de să le facă, ci că să le facă reclamă. Păi da, din asta mâncam iar spanacul, vă luați voi banii și cu asta. Dacă face reclamă cu cine? Eu dacă, de exemplu, aș face un produs, mi-am folosit în joc, eu nu m-am supărat pe ăla, din potrivă, m-aș bucura. Frate, uite, mi-a promovat produsul în joc. Nu neapărat, și că cu drepturile de autor sau ceva. Acum și ăștia au o boală fixă pe asta, știi? Zici că parcă se bolnăvește lumea, zici că parcă... Nu știu, frate, ăștia eu totul, frate, luați-o pe astea și vă reveniți. Medicamentul cel mai concret, acum am pus un clip la upload. Aolo, și-am uitat să pun tagurile și teamnii, băga mie și pula asta. Mă stuiați. Deci stai că pun decât... I found the place. Okay, the mope's holed up in his apartment. It's on the fourth floor on the east side of the okay. street. Go up onto the roof of the building opposite to get a shot at him. What if he isn't standing by the window? Așa e chiar, de chiar. Să mă amânesc când să vorbesc. Așa, acum poți. E ce te izbești, mă, vrei să te ban, mă? Mă, tu vrei să te ban, mă, fumezi, mă, bă, că acum ce mă-ți profut sau, mă? Ieși acasă! Gata, m-am calmat, gata, hai să... Putem să ne ducem la liniște, să ne omoră. Ce vrei, mă? Tu ce vrei, mă? N-ai văzut nimic. M-am bătut cu vecinul de la partea când mi-ai îndat. M-au nebunit colegii mei cu eșaca asta, dar de unde a mai venit și asta? E la un clip, e una cu Iunu care se bobate pe o prietenă asta și spune mereu ieși acasă. Oh, dar și ăștia, să-mi bat piciorul acum, știu că e funny, dar prea mult, frate, parcă și pe aia, dacă aud un cuvânt la TV, de exemplu, muiația spoșmagii, asta așa o să zică. De fapt, nici nu știu ce e înseamnă aia, dar mă rog. Ia, când mă arcă gata, chiar aici, ușa de deschisă, așa. Și acum ce facem? Acum să la ca prostul să vedem pe ăla cum se mișcă. Ia. Așa, stai un pic, am promis eu că vă scot la efectele alea. Da, o să la FX. Ia. Ah, mi se pare că poate să l-am lansat pe ăsta să trăiască atunci.
Aha, lol. I-am făcut și numărul. Ok, am zis, că am promis să când mai am efectele alea care zici că parcă... Ai luat numărul lui Kate? Nu, mai rău. Ah. Și ce cu lagul ăsta? Baba McDonald! Am văzut că și că Rockstar Toronto lucrează la un DLC de la GTA 5. Ce face? Creează un DLC de la GTA 5. Cine? Că și cum va, și cum va fi? Nu știu, că e necunoscut, scrie pe Wikipedia. Ah. Mamă, dar și ăștia m-a tâmpit, dacă e ieftin și vreo 40-30 de euro, mi le pe PST, nu mă, trebuie să fac și filme și când deschid, unboxing, tot. Hai, deci cu spawnează ăștia, bă, frate, în GTA 4. Da. Mai bine în GTA 5 nu mai băgau personajele, mai bine puneau pe Tommy, CJ și... Cum îl mai... Nico, nu era o poveste tare? Bă, da. And realize that there are better paths to take. I'm not interested in your sermon, Mr. McCreary. Let's not pretend that this was anything other than business. Să știi. There's nothing wrong with admitting that... Așa, mă rog. Bine, în cazul totul pentru partea asta, nu uitați să vă abonați, dați like, comment, share, subscribe și data viitoare. Pa!